Polițiști din trei județe au organizat acțiuni în cascadă pentru a-i prinde pe șoferii vitezomani. La data de 29 iunie anul curent, polițiști din cadrul serviciului rutier au desfășurat o acțiune pentru combaterea rulării autovehiculelor cu viteză peste limita legală admisă pe raza localităților. Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu polițiști din cadrul Poliției orașului Motru, Novaci și Târgu Cărbunești, în colaborare cu polițiști din cadrul IPJ Mehedinți și IPJ Vâlcea. În urma acțiunilor desfășurate pe raza județului Gorj au fost aplicate peste 120 de sancțiuni și au fost reținute zeci de permise de conducere. În cadrul acțiunii au fost aplicate 126 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 51.000 de lei și au fost ridicate totodată 35 de permise de conducere, din care 31 pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Astfel de acțiuni vor continua pe raza județului Gorj, iar polițiștii atrag atenția șoferilor să nu încalce regulile circulației rutiere.